Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu DMC4. Ce credeți, mă, că nu o să mai postez jocul ăsta acum că avem Black Myth: Wukong? Stați liniștiți oricum, și pentru cei care vă doriți Black Myth: Wukong, ați avut episod de dimineață, dar o să mai aveți și unul mai târziu, așa că nu vă faceți griji pe treaba asta. Dar evident, și pentru cei care își doreau să mai vadă niște DMC4, trebuia să mai filmăm un episod aici așa. Mai ales că am rămas cu Dante, care arată destul de mișto și are un costum mega urât pe partea cealaltă pe care nu o să-l folosim. Și ia să vedem noi cine așteaptă aici. Mergem în sens invers lui Nero, din ce țin eu minte. Cam așa funcționează storyline-ul cu Dante, dacă e să o luăm așa. Și trebuie să, evident, să ne ocupăm de minunăția de tanti aia. Asta e, mă, că mă duc prost. Mă duceam eu prost. De ce a rămas mouse-ul pe ecran? Întrebare adevărată. Să o nenorocim pe tanti nebuna râma șarpele de iarbă sau ce-o fi. Bine, nu mai știu cum ajungeam pe acolo. Oricum trebuie să dăm backtracking masiv. Wait, what the fuck? Stați așa. E cu șchepsis aici. Up. Mamă, nu mai știu să mă joc jocul ăsta. M-am jucat atât de mult Black Myth: Wukong în ultima vreme încât chiar nu mai știu. Se pare că trebuie să încerci foarte mult până ajungi unde trebuie. Sau cred că pe aici e, de fapt. Mamă, deci chiar nu mai ții minte cum Dumnezeu erau puse astea. A, da, mă, uite, vezi? Că m-a dat aici jos. M-a dat aici jos, dar problema e că dacă mă duc acum pe acolo, s-ar putea să nu funcționeze sau... cine știe. Doamne, ce mă enervează că aici chiar nu mai ții minte cum vine. Acum mă dă sus. Bă, cât de aiurea. Nu știu dacă trebuie să dau față-spate de prea multe ori. Wait, nu m-a dat. M-a dat tot aici. Am mai încerc o dată, gen. O, stai puțin. A, nu e aceeași, mă, locație. Stai că eu prost. Confuzie maximă. Ok, și acum aici trebuie să avem grijă. Că aici pot fi probleme. What? Păi, eu nu mai știu să mă joc, încep să atac cu butoanele de pe ăsta la altă. Oh. Ok, am ajuns undeva. Cred că de-aia au pus asta intenționat, că dacă ții minte layout-ul nivelului, o să-ți fie foarte ușor să ajungi. Holy water. Classic. Unde-s, mă, băiți? Mamă, dar flash-urile astea de la trăsnete o să mă rupă. A, și așa-s combinați. Mamă, ce mi-e dor de mâna lui Nero. Ți-mi minte că prima dată când m-am jucat în DMC4, că ăsta a fost și primul DMC pe care l-am jucat vreodată. Cu Nero mi-a plăcut cel mai mult să mă joc, deoarece puteam să trag inamicii. Nu știam exact cum funcționează jocurile astea. E, nici acum nu prea știu cum funcționează, așa că e ok. Bun, dar acum unde alegem să mergem? Asta e o întrebare de 1000 de puncte. Că nu știu unde o să ajungem. Chiar nu-mi dau seama. Ok, pe aici nu putem să rezolvăm nimic. Înseamnă că e undeva prin partea asta. A sumonat inamici. Ia, s-ar putea să fie pe aici. Nu. Nu e asta, ok. Deci nu e nici ușa asta. Deci înseamnă că e asta din stânga. Păi aia am încercat-o. Dacă nu merge... Bine, stai că în stânga... Stânga e fix pe unde ai venit. Înseamnă că asta e singura de rămas liberă. Ok, progrese. Facem progrese, boys. Unde sunt amicii? Mi s-au zis că sunt amici, dar nu-i văd. A, uite-i. Au. Yeah.
Bă, dar cum de nu-și ia stagger când îi dai, dai atac-ul? Nu cred, mă, că am ratat. Unde mai e liber acum de dus? Deci nu pot să cred că am ratat acolo mișcarea aia. Eram la o lovitură distanță. Aici e singurul loc liber unde poți să mergi. Oare iar trebuie să facem schema cu... grădina? Nu cred. Nu prea e cum să faci schema cu grădina, că nu e soare. Rozav. Plăcerea mea. Ca întotdeauna. Unde mă aflu? Unde am ajuns? Ok, nu-mi place deloc arma asta. Vai, și-au floricele, mă. Ulu. Mamă, de aici nesimțit. A, stai mă, că aici nu trebuie să piști, că e... E ca, ca în toate DMC-urile de la mișcat până acum, mereu când piști unde nu trebuie, te saltă. Ok, deci n-avem ce face aici, notat. Păi și unde ar mai rămâne liber? Mamă, stai, eu am venit de acolo, aici în față. Că de-aia e și fumul ăsta pus ca să... să-ți deruteze viața. Păi, nu ne-a dus unde am... Stai așa, nu vreau să stau să mă bag cu toate prostiile. Doamne, deci atât de, de confusing jocul ăsta. Bine, nivelul ăsta e teroare. Deci m-am dus vis-a-vis... Bine, vis-a-vis, da, de... Asta unde suntem noi aici. Și unde mai e alt drum? A, uite-mă jos aici. Nu am văzut pe ăsta. Ia. Asta e, mă. Și acum intrăm aici. Și de aici e cruise control. Oare? Stai așa să vedem unde mă duce asta. A, asta e pădurea. Clasica pădure. Ok, ignore, că nu are sens să stăm cu ei. Deci mergem către direcția unde e soarele. Înapoi. Sper că așa vine. Adică în aceeași idee. Bun. Deși asta știu că mai degrabă ne scotea din junglă decât să ne aducă unde ne interesa pe noi. Și nu încă o dreaptă. A, ba nu mă, ăsta e. Ăsta e? Da mă, ăsta e. Vai, deci atât de... de... teroare cum e cu layout-ul ăsta al nivelului. Ia că vine. Am o urătanie, vine cu aceea că te aștept. Vreau să-mi exersez combo-uri de pe capul tău. Nu se învață minte, mă, fii atent. Dă-ți direct scheme de Metal Gear Rising. Sincer, ar trebui să încercăm din nou o serie de Metal Gear Rising. Your attention. I was beginning to feel a little ignored. You may jest, but the kindest fate I offer is to unify and spend eternity with a child of mine. As appealing as that sounds, I think I'll pass. Hmm?
a realizat că nu e oricine individul ăsta. Hai să arătăm cum merge treaba cu drujba asta a mea de sabie. Dar încerc să sar aici. Uf, e rar. Doamne, încerc să o prind și nu mă lasă. Fata mea, dar te rog eu. A, da, clar. Trickster time. Stai un pic, am vrut un item de heal. Ok, să dau unul de asta. Aici clar ne trebuie Trickster. Era să intru direct cu Trickster-ul, nici nu trebuie. Fier ar să fie. Stai că am dat dodge-uri unde-mi trebuie. Unde mă aflu? Bro, sunt blocat undeva. Mamă, cu măzgăria aia mică. Ah, n-am observat că își dă părul vieții. Cum m-a lovit? Cum m-a lovit? Te rog, eu stai pe loc. Ce
Ce animal sunt, doamne. A, deloc nu vreau să stau, să mă chinui, să dau dodge-uri cum trebuie, să evit. Prefer mai degrabă să fiu nesimțit. O, aici știu ce ne dă. Ne dă ceva ce avem oricum, nu mai contează. Da, star video-urile astea. Nice. Dude, ce-mi plăceau astea când le-au prezentat prima dată, erau tar rău de tot. Încercam să le folosesc la orice, dar din cauza că erau așa close range, era jale. Iute-te la el, mă! Asta e direct secvență, zici că luată din Metal Gear Rising. Two to go. Yes. Gilgamesh. Yeah, asta le avem deja. Oh, gata, s-a dus fumul nenorocit. Putem să plecăm de aici. E, acum cine Dumnezeu știe în care direcție trebuie să ne ducem? Cred că pe aici? Nu cred că era pe aici, cred că trebuie să ne ducem fix pe unde ne întoarcem. Never mind, pe aici să luăm. Ce prăjele sunt, rank ce, vai, mai rău ca prima dată. Oh, alo. Cumva am făcut even worse. Bravo, Bobiță, ești senzație. Bine, mă, ia să vedem cine dă după. Știu că aici ar trebui să ne ducem la castel, nu, oare? A, nu, trebuie să evadăm de aici după aia, da, către castel. Ok, stai așa că aveam sunetul din greșeală oprit. Mai am ceva upgrade-uri de făcut. Rebellion? Nope. Gilgamesh? Nope. Oops. Lucifer? Nope. Dude, Lucifer are cel mai puține chestii de făcut. Și sincer să fiu, nu-mi place Lucifer deloc. Inițial îmi plăcea, dar după nu mi-a mai plăcut. Ai, cu suflete din ăla, fie să fie Styles. Okay, style upgradat. Bro, când Dumnezeu a deblocat pe toate, chiar așa de multe lucruri mi-a dat? Ah. Deci pentru ăsta n-am puncte, bro. De ce mai am red orb-uri? De fapt, stai mă, că red orb-urile sunt doar pentru iteme. Bine, mare parte, da. 30.000 aproape, gold orb. Dă-mi gold orb să mă salveze pentru, într-o situație rușinoasă ca data trecută aproape. Dă-mi și una de asta mică, în caz de orice. Bun. Să procedem, zic. Să vedem ce ne dă. Oh, da, ne întoarcem la castel. Oh, doamne, asta înseamnă că ar trebui să căutăm broasca, nu? Deși cu Dante ar trebui să fie mai rapid partea asta cu broasca. Nici ce țin minte. Păi, noi nu ne ducem de fapt greșit? Oh! Creaturile astea dau Ditai Sharinganul. Malgenkyou de alea direct combinat cu Rinneganuri. Ați văzut ce ochi au? Bro, cum ieșim de aici? Eu nu mai ne-a găsit acum. Am zis că fac o treabă. A mers mai bine când mă așteptam. Bă, dar chestiile astea ce nervante sunt, lipitorile astea de pe jos. Și chiar trebuie să faci tot drumul înapoi? A, fi rar. M-a mâncat rahatul ăsta.
for fuck's sake. Tot încerc să văd dacă pot să fac arma asta să-mi placă. Nu prea. Ok, gata. Ne-am distrat destul. Am zis că ne-am distrat destul. Cât să mai și accept și eu. Sunt un simplu om. Ok, și pentru ăstea clar trebuie să dăm cu shotgun-ul după ei. Dar cred că acolo ar trebui să merg. Mergem aici ca să pot să prind prostia aia când se spawnează. Auci. Oh, dar nu mai vine aia. Mamă, șiși kebabă-i facem. Să aștept mizeria aia să vină încoace. Oh! Oh, tu erai! Oh, Doamne! Bă, dar ești nesimțit? Oh, for fuck's sake. Mă, dar mai dă-ți-o. Bă, dar nu-și dă capa jos. Oh, for fuck's sake. Salut, prieteni, m-am întors, sunt eu. Ah, deci spawn-ul chestia atât de enervant. Și bum. Băi, și mă dă iară de la început, mă, la nivelul ăsta. Bă, dar cât de săcătură e. Nu, stai, așteaptă să apară mizeria aia. Hai mă. Tu-ți dești ăla lung. S-a dus. O, s-a întors. Unde-i, mă? Am zis că poate lovesc. Hai mă, nu-l afectează. Știi, mi-ar plăcea să văd ceva. Olu.
Scuze că a durat mai mult decât era necesar, dar... Din păcate, prostiile astea de sugative din pământ sunt absolut enervante. Și trebuia să fac ceva. Ah, mai avem și aici o tură, evident. Poate să fie numai atât. Stai așa. Am zis că poate fac o schemă. Chiar un pe amândoi, ce să mai... Nu, dar câte sunt, băi! Sper doar că numai aici sunt în junglă, că... De ce țin minte, nu prea cred că sunt și în cealaltă parte. Gata, hai că am găsit ieșirea din zona asta odioasă. Fier ar să fie, oh. Când putea fi așa... M-am băgat ca prostul singur. E ok, e ok, e în regulă. It's fine. Aoleo. Prostiile astea de plante. Sincer vreau să mai încerc așa niște combinații cu pumni și picioarele, de aia tot le încerc, dar ținând cont că sunt odioșenile alea, trebuie să fim puțin mai mai atenți cu ce lucrăm aici. Nu scap, bă. Ah, gata, m-am prins. Doamne, vreau să scap din jungla asta, că deja mă terorizează prostiile alea. Oh, altceva. Mamă, ce m-a aruncat. Mamă, dar asta încă te atacă atâta, băi. Motivul pentru care mă opresc după aia să o atac e când îți dă HP. Ok. Și am plecat și din jungla asta nenorocită. Sper doar să nu mai fie alte din alea. Oh, ce e aici? Cumva ei au pus-o pe, dar poți să o iei și de sub. A, s-a spart oricum de ciudă. Ce mizerie. Gata, ăsta e tunelul către castel. Oh, am crezut că te teleportezi undeva mai de la începutul tunelului. Nu știu ce îți dă să mergi atâta, mai ales dacă schimbă și camera și schimbă și controllerul. Mamă, cât de aiurea sunt astea. Dar oare trebuie să batem broasca de pe acum? Nu, parcă nu. Sau ar trebui, sincer. Bine, ce zic, noi facem semi-speedrun, că nu mai avem ce puzzle-uri să rezolvăm și toate alea. Noi doar trebuie să găsim drumul către partea de jos.
E bine. Asta am văzut de fapt nivelul, uiți? Am crezut că e mai lung de atâta. Ok, înseamnă că data viitoare batem broscuța. Așa că, oameni buni, știți foarte bine ce să cu nu uitați, dați like, subscribe și comment și ne auzim în video următor. Hai, pa, pa!